Neața seară bună la toată lumea și bine ați venit la nou la stream așa de bună dimineața, la stream episod. Doamne, ce pură treaba asta, că o spun mereu, dar în fine. Bă, astăzi o să fac un prim episod. Deci un prim episod la căutor de comori. Și o scuros cum se face. E prima dată când fac și vreau să vedem despre ce e vorba. Așa că nu uitați de butonul de like și subscribe și hai să vedem. Mă duc acum cam o primă locație și din câte am înțeles asta poate să fie cam pe toată mapa. Dar din câte ce e cu locația asta? Vedem cum sună, nu? Am înțeles, nu, asta am vrut să sune, mă. Am înțeles, poate să fie furată treaba asta. Dacă te vede careva. Mamă, de ce... E chestia ciudată. În fine, o băgăm înapoi și mergem în continuare. Sper să putem găsi ceva. E prima dată când fac, așa că țineți în pumnii că n-am mai făcut-o până acum. Și na. Oricum e zi, nu ne poate jefui. E numai 11. Ia mă, să vedem, plouă astăzi. Plouă, e bine, e bine. Și apoi... Ce ai, mă? Da, mă, le avem, bine. Pinele de tren, dar... Eu cred că am cam încurcat șinele de tren din printre ele, nu? Cam da. Pot să mă duc oare pe aici? Eu știu misiunea, mă, ia aici cu ratonii, cu alea. Da, ce fain a fost. Bă, dacă vă aduceți aminte de misiunea asta cu... Aici... Respect pentru voi, frate, cei care au jucat story-ul înainte de a apuca de un server privat. Bă, chiar arăta mișto. Bă, și el s-a dat niște cadouri. Gen, eu filmez acum episodul sâmbătă. Nu că am uitat, n-am avut timp așa să fac live foarte mult. Cred că am ajuns, nu? Hai să vedem. Prin ceva sau... Pula. Auzi, așa-i. Opa! Am găsit ceva din câte am văzut. Stai să facem treaba asta. Nice! E prima dată când găsesc de astea. Mi-am săpat destul să vedem ce am găsit. Hai să vedem. Că stai recunosc și eu. Sincer, de câte am înțeles, cam pe toată mapa, tot clonțe în inventar. Nice! Bă, pentru prima, e ok. E ok. Mergem un pic mai încoace.
făcut un pic de urât. Aici nu mai este. Nu. Asta le detectează, mă. Ce chestie. Bine, poate majoritatea playerilor v-ați făcut, mă, dar pentru mine e chiar prima dată, știi, și... Na, mi se pare chiar... Ok, treaba asta. Dar îmi place mult, sincer. Mamă, dar trebuie să merg să iei toată mapa la 11 metri, ești nebun. Să fiu foarte atent să nu mă trezesc cu player. Bine, oricum e zi și nu cred că avem treabă pe zi. Da, mi s-a și recomandat, frate, tu te pe zi, știi? Dacă vrei să te duci. M-am spărat de cal, frate. Așa, merg pe aici, ia-le pe pârzău. Ce fac pârzău? Da, nu mi-apare. Mamă, dar și să-i treaba asta de la, știi? Așa. Îi... De comică. O fază că cam peste tot poți să găsești ceva de asta, știi? Mai ales aici pe ăla nisip, pe ăla de alea. Mă rog. Dacă oprim noi aici. Și... Ce vreau să zic? Mă duc să vă arăt nou cal, dacă nu l-ați văzut. Bine. Nou. Că deja... Arată și el, da. Trebuie să-l trimite noi pe ăsta. Încetuc și mergem aici înăuntru. Deci, Sunny, de la a făcut 65 de ani, Kobe. Asta e, 13 ani. Un gypsy. Băi, destul de masiv calul și chiar arată destul de fain, îmi place foarte mult. Am înțeles. A trebuit să mai iau eu, să mă mai duc până mai multe părți, să vedem. O să mă duc eu și în alte părți, dar liniștit. No, uite, l-am putut chema. Încă nu am pus șam, nu am pus încă nimic. Cam așa, cam atâta e stamina la el, dar arată super bine. Deci, calul e de nota 10. La planta renată, pot și podcove, e super, arată destul de fain. Îmi place cu caii ăștia masiv, știi? Și sincer nici nu regret că l-am luat. Stai să văd dacă... n-am să dau nimic, man. Asta e. Bă, pe 10 trece aflu mai multe informații. Și despre joc și despre asta. Poate voi l-ați aflat din alte servere, poate... Știi, chestia asta e un pic ca... Na, dar eu, până exemplu, jucându-mă aici, nici nu vreau să mă duc să întreb direct din... Adică nu că nici nu vine ce idei să faci, știi? Spui că... Mamă, no, gata, hai că acum aflăm toate că și pe acolo suntem. Nu merge așa, adică pentru mine mai bine le aflu, un exemplu, în alte părți, una după alta, adică nu în alte părți, una după alta, că cel mai ok e așa, adică nu vreau totul din prima, că după aia te plictisești, când știi totul din prima, numai ce mai face și așa e
Cel mai bine să stai, știi? Să nu te îngrijorezi. Ba, mai văzut aici niște cai. Kentucky. Cladruber. Hai să vedem. Mongoli Mustang. Sau e Mustang. Mamă, dar ce mare este aici, nebună cap. Bă, dar și prețul e destul. Breteu. Med poliție, am înțeles, măgar cu aia. Am văzut pe cineva la un moment dat prin road, s-a antrenat mustangii. Bă, era destul de comică faza, ținând cont că totuși antrenez, știi? Nu, bun. Mare atenție, dacă n-ați văzut update-ul și ceea ce vă și sugerez să mergeți să-l vedeți, să vă duceți pe undeva pe... E că vreau să mă duc până aici, să văd dacă nu e proprietate privată. Deci, mai pe scurt, unde-i butelca? Asta e. Dacă e puritate mai mică de 100%, de rate cam pot să îmbolnăvi, așa că vă aveți mare grijă de unde luați treburile astea, cu siringi, cu un alta. E destul de schimbată, a fost făcută foarte multe update-uri acum mai nou și... Bă, unul mi-e îmi place. Depinde cum le privești. Mă, cam ai posibilitatea de a te omorâ șarpele. Bă, și am văzut și remediul ăla care destul de mult în Spania, adică chiar destul de mulți. Și, adică costă destul de mult. Mă scuzați expresiile pe care le scot, că abia de m-am trezit. Aici. Ia să vedem. Ce la mă, vulpe. Aici nu e proprietate privată, dar... Ia să vedem. Poate găsim ceva. Mai căutăm, îți dai seama că trebuie să mergem să căutăm, o să căutăm și pe live treaba asta, deci asta ne putem face, știi? Da, în ce tu trebuie să aflăm și noi mai multe, bă, aveți mare grijă pe unde vă țineți cai, că au cam întâmplat niște chestii ciudate și nu prea ok. Bun, guys, nu uitați de butonul de like și subscribe. Se pare că nu... Am cum ar fi hăpt aici să găsesc. Dic șarpe. Ne. Sunt locații care sunt deja controlate, știi? Bun. Nu uitați de butonul de like și subscribe și ne auzim pe data viitoare. V-am pupat. Pa, pa. Apropo, vă aștept pe server.